Dar ați observat că domnul Oprișan e din ce în ce mai prezent? Da, domne, el care în ultimii 200 de ani a fost văzut mai rar ca monstrul din Loch Ness, e acum toată ziua cu microfonul în gură. E panică, Nea Mariane? A? E iureș? Simți ceva așa? Ai amețel și ești dezorientat când auzi de DNA? În platoul acesta nimeni nu v-a invocat numele. Sau vă simțiți baron și atunci trebuie să ne spuneți ceva. Vă ascultăm! Doamna Crețulescu, ca de obicei vă stimez și vă apreciez atât de mult încât nu vă imaginați. Dumneavoastră ați spus mai devreme că nu mi-a invocat nimeni numele. Nu. Cum ați dat imagini cu mine era și cu era materialul beta când vă chemaseră băieții la DNA. Nu v-am chemat noi, DNA-ul. Vreau să vă fac două precizări. Vă rog. Cât se poate de clar. Da. Abuzul în serviciu în România nu este infracțiune de corupție. Păi spuneți-le celor de la DNA, noi am transmis ce s-a întâmplat în țara asta. În al doilea rând, nu răspund de activitatea experților contabili din România asta... și cum își împarte timpul. Deci omul a început să dea telefoane pe la televiziuni. A intrat în direct ca să spună că n-are nimic de zis, că discuția nu este despre el și că, mă rog, nici nu știe exact de ce a sunat. Poate doar așa, că e nervos pe nenorociții ăștia de la DNA, care îi chinuie pe oamenii cinstiți din țara asta și nu-i lasă deloc să lucreze, domne. Ați jurat pe Biblie că veți spune adevărul? Bineînțeles, întotdeauna. Eu când jur pe Biblie, și nu numai când jur pe Biblie, spun întotdeauna numai adevărul. Nu mai dați telefoane, domnule Oprișan, că telefoanele se ascultă. Scrie și matale o scrisoare de-aia deschisă, că așa e la mod acum. Doamna Laura Codruța Chioveși, subsemnatul Marian Oprișan, deci pe modelul ăsta, bre. A, și să scrie acolo cât ești de scârbit de România și cum te gândești să pleci din țară. Dacă nu o să primești vreo restricție, ceva, mă înțelegi?